își îndreptase degetul către amândoi, iar eu credeam că va continua să vorbească, dar, dând semne că îl socotea pe Joe periculos, plecă. Îmi trecut deodată prin minte un gând care m-a făcut să alerg după el, în timp ce se înapoia la trei luntrași voioși unde își lăsase trăsura. Vă cer iertare, domnule Jaggers. Ei, tresări el, întorcându-se în loc. Ce s-a întâmplat? Nu vreau să greșesc, domnule Jaggers. Aș vrea să vă urmez dispozițiile întocmai și de aceea m-am gândit că mai bine vă întreb. Există vreo interdicție de a-mi lua rămas bun de la vreo persoană pe care o cunosc de aici, din ținut, înainte de a pleca? Nu, zise el, privindu-mă de parcă făcea efortul să mă înțeleagă. Nu mă refer doar la oamenii din sat, ci la cei din oraș. Nu, zise el, nu te oprește nimic. I-am mulțumit și am alergat înapoi acasă, unde am descoperit că Joe deja încuiase ușa din față și făcuse ordine în salonașul de musafiri, iar acum ședea lângă foc în bucătărie cu mâinile pe genunchi, privind țintă la tăciuni. M-am așezat și eu lângă foc și mi-am fixat ochii pe tăciuni, rămânând așa multă vreme, fără ca vreunul din noi să scoată vreo vorbă. Sora mea stătea pe scaunul său între perne, într-un colț al odăii, iar Biddy ședea cu ghergheful ei în fața focului, lângă ea stătea Joe, iar lângă Joe stăteam eu, în colțul opus celui în care se afla sora mea. Cu cât privea mai mult tăciunea aprinși, cu atât mai greu îmi venea să mă uit la Joe. Cu cât se prelungea tăcerea, cu atât mai greu îmi venea să vorbesc. În cele din urmă, izbucni. Joe, i-ai spus lui Biddy? Nu, Pip, îmi răspunse Joe, uitându-se mai departe în foc și ținându-și strâns genunchii de parcă ar fi prins de veste că genunchii lui plănuiseră să o șteargă undeva. Ți-am lăsat-o ție, să-i o spui tu, Pip. Mai bine ai fi spus tu, Joe. Bine atunci, Pip e un gentleman bogat, zise Joe, și Dumnezeu să-l ajute. Biddy scăpă ghergheful din mână și se uită la mine. Joe își strânse genunchii mai tare și se uită la mine. Eu mă uitam la amândoi. După câteva clipe de tăcere, amândoi mă felicitară călduros, dar cu o umbră de tristețe de care îmi dădui seama. Am încercat să o fac pe Biddy să înțeleagă și prin Biddy pe Joe seriozitatea obligației pe care s-o păteam că trebuie să o respecte rudele mele, de a nu ști nimic și de a nu vorbi nimic despre făuritorul viitorului meu. Totul va ieși la lumină, am ținut să adaug, la timpul potrivit și până atunci nu trebuia să se afle nimic, decât că mă așteptau mari speranțe prin bunăvoința unui ocrotitor misterios. Biddy dădu din cap gânditoare către foc și își reluă cusutul, zicând că va fi cu băgare de seamă, iar Joe, încă ținându-și genunchii, zise: Sigur, s-a înțeles și eu voi fi de asemenea cu băgare de seamă, Pip. Apoi mă felicitară din nou și continuară să-și exprime într-atât uimirea la gândul că voi fi un gentleman, că aproape că nu-mi plăcea. Biddy se porni atunci să se căznească în fel și chip să-i sădească surorii mele în minte o idee despre ceea ce se petrecuse. După cât am putut judeca eu, aceste strădanii dădură greș. Sora mea râdea și dădea din cap, de cele mai multe ori, ba chiar repeta după Biddy, cuvintele Pip și avere. Dar mă îndoiesc că acestea aveau mai mult înțeles pentru ea decât dacă i s-ar fi spus o lozincă electorală, și nu pot sugera un tablou mai sumbru despre starea minții sale. Dacă n-aș fi simțit-o pe pielea mea, n-aș fi crezut-o niciodată, dar în vreme ce Joe și Biddy reveneau la vesela lor nepăsare, eu deveneam de-a dreptul posac. Bineînțeles că nu puteam fi nemulțumit de norocul meu, dar se prea poate să fi fost, fără să-mi dau prea bine seama, nemulțumit de mine însumi. Oricum, am rămas cu cotul sprijinit de genunchi și cu falca în palmă privind tăciunii,
În timp ce ei vorbeau despre plecarea mea și despre ce or să se facă fără mine și toate celelalte. Și ori de câte ori prindeam asupra mea privirea vreuneia dintre ei, deși mai caldă ca oricând, mai ales Bidi mă privea adesea, mă simțeam jignit, crezând că își arătau astfel un soi de neîncredere față de mine. Totuși, Dumnezeu mi-e martor că n-au arătat-o niciodată prin cuvinte sau gesturi. Fiind vară, obișnuiam să mă ridic seara și să mă duc la ușă privind afară, căci ușa bucătăriei noastre dădea spre curte și rămânea deschisă ca să intre aerul înăuntru. Toate stelele către care îmi ridicasem ochii până atunci mi se păruseră doar niște steluțe amărâte și neînsemnate, fiindcă sclipeau spre lucrurile rustice în mijlocul cărora îmi petreceam viața. E sâmbătă seara, zise eu când ne-am așezat la cina alcătuită din pâine cu brânză și bere. Încă 5 zile și apoi ajunul zilei celei mari. O să zboare curând. Da, Pip, remarcă Joe, al cărui glas suna gol în cana lui de bere. O să zboare curând. O să zboare curând, curând, zise și Bidi. M-am gândit, Joe, ca luni, atunci când mă voi duce în oraș și îmi voi comanda haine noi, să-i spun croitorului că o să vin să le îmbrac la el sau să mi le trimit acasă la Pumblechook. Ar fi tare neplăcut să se holbeze la mine tot satul. Poate că domnului și doamnei Hubble o să le facă plăcere să te vadă noua ta înfățișare elegantă, Pip, zise Joe, tăindu-și sârguincios bucata sa de pâine cu brânză din palma mâinii stângi și aruncând o privire scurtă către bucata mea neatinsă, de parcă s-ar fi gândit la vremea când obișnuiam să ne măsurăm feliile. La fel și domnul Opsel și poate că și cei de la Luntrașii Voioși s-ar simți măguliți. Tocmai asta nu vreau, Joe. Ar face atât acas despre asta, atât de grosolan și necioplit ar vorbi, încât eu unul n-aș putea îndura. Aha, stai, asta într-adevăr, Pip, zise Joe, dacă tu n-ai putea să înduri. Bidi mă întreba în timp ce stătea lângă sora mea ținându-i farfuria. Dar te-ai gândit când o să te putem vedea și noi, domnul Gargery, sora ta și cu mine? Fiindcă o să ne arăți și nouă cum îți șade, nu-i așa? Bidi, i-am răspuns eu cu oarecare ciudă, ești atât de repezită încât e greu să țină omul pasul cu tine. Întotdeauna a fost mai iute, observă Joe. Dacă ai fi așteptat un moment, Bidi, m-ai fi auzit spunând că o să-mi aduc hainele aici într-un pachet într-o seară, cel mai probabil în seara din ajunul plecării. Bidi nu mai scoase niciun cuvânt. Iertând-o cu generozitate, în scurt timp ne urară-mi noapte bună și mă dusei la culcare. Când am intrat în odăița mea, m-am așezat și am privit-o îndelung, socotind-o doar o odăiță sărăcăcioasă, de care curând aveam să mă despart pentru a mă înălța deasupra ei pentru totdeauna. Era plină însă de amintiri încă proaspete, ceea ce, în momentul acela, mă aruncă în aceeași nelămurită sfârșiere sufletească, căci șovăiam între odaia aceasta și camerele mult mai bune spre care aveam să plec, la fel cum șovăisem de atâtea ori între fierărie și casa domnișoarei Havisham sau între Bidi și Estella. Soarele strălucise cu putere toată ziua deasupra acoperișului mansardei mele, iar odaia era încinsă. Deschizând fereastra și privind afară, l-am zărit pe Joe ieșind încet pe ușa întunecată de sub geamul meu și plimbându-se în sus și în jos la aer. Apoi am văzut-o pe Bidi venind și aducându-i pipa pe care o aprinse. Joe nu fuma niciodată la ore așa de târzii și mi se părea că deslușesc în acest lucru faptul că, dintr-un motiv sau altul, avea nevoie de mângâiere. După aceea, se opri la ușa de sub fereastra mea, fumându-și pipa, iar Bidi se opri și acolo, vorbind liniștită cu el, iar eu am înțeles că vorbeau despre mine,
căci mi-am auzit numele pomenit de mai multe ori, rostit de amândoi pe un ton drăgăstos. N-aș fi ascultat mai departe, nici dacă aș fi putut să aud mai multe, așa că m-am tras de la fereastră și m-am așezat pe scaunelul de lângă pat, simțindu-mă foarte întristat și anapoda, pentru faptul că în această primă noapte a vieții mele strălucite eram mai singur ca niciodată. Privind prin fereastra deschisă, am văzut plutind rotocoalele de fum de la pipa lui Joe și mi-am închipuit că era un soi de binecuvântare din partea lui, una care nu mi era vârâtă pe gât, nici fluturată în fața ochilor, ci se răspândea în aerul pe care îl respiram împreună. Mi-am stins lumânarea și m-am strecurat în pat, însă acesta era acum neprimitor și n-am mai reușit să am somnul adânc de odinioară. Sosirea dimineții îmi schimbă părerea despre viață și o făcu să mi se pară atât de luminoasă încât abia de mai venea să cred că era aceeași. Ceea ce continua să îmi împovăreze cugetul era socoteala că mă despărțeau încă 6 zile de momentul plecării, căci nu puteam să-mi scot din minte presentimentul că, între timp, s-ar putea să se întâmple ceva rău la Londra și că, odată ajuns acolo, totul s-ar putea dovedi fie mult înrăutățit, fie năruit de-a binelea. Joe și Biddy se arătau foarte simțitoși și prietenoși când le vorbeam despre apropiata noastră despărțire, dar nu aminteau despre aceasta decât atunci când aduceam eu vorba. După masa de dimineață, Joe scoase contractele mele de ucenicie de la păstrare din salonașul musafirilor și le aruncă în foc. Și atunci simți că eram cu adevărat liber. Cu tot entuziasmul noii mele libertăți, m-am dus totuși cu Joe la biserică și m-am gândit că pastorul poate n-ar fi citit tocmai pilda despre bogătaș și împărăția cerurilor dacă ar fi cunoscut toată tărășenia. După masa de prânz servită de vreme, am ieșit să mă plimb de unul singur, vrând să străbat întreaga mlaștină, de la un capăt la altul, și să o văd astfel pentru ultima oară. Când treceam pe lângă biserică, am simțit, cum simțisem și în timpul slujbei de dimineață, o nespusă duioșie pentru sărmanele făpturi simple, menite să vină aici, duminică de duminică, de-a lungul întregii lor vieți, ca apoi să-și doarmă somnul de veci, uitate sub movilițele mici de pământ înversite. Mi-am făgăduit că voi face și eu ceva pentru ele într-una din zilele acestea și mi-am schițat în minte un plan ca să le ofer tuturor oamenilor din sat o masă cu friptură de oaie și budincă de prune, cu o halbă de bere și o damigeană de îngăduință. Dacă mai înainte mă gândisem adesea cu un fel de rușine la prietenia mea cu evadatul pe care îl văzusem odinioară șchiopătând printre morminte, vă puteți închipui ce am gândit în duminica aceea când locul mi l-a readus în minte pe nenorocitul zdrențăros și tremurând de frig cu lanțurile și însemnele ticăloșiei sale. Singura mea alinare era că întâmplarea se petrecuse cu mult timp în urmă și că el, fără îndoială, fusese dus departe, că era ca și mort pentru mine și, pe deasupra, se putea chiar să fi murit de-a binelea. În ceea ce mă privea, spuneam adio șesului, acesta mustin de apă, adio șanțurilor și stăvilarelor, adio vitelor care pășteau pe aici. Cu toate că mi se părea că în mișcările lor nătângi aveau un aer mult mai respectuos acum, că se întorceau în loc ca să se poată holba cât mai lung cu putință la posesorul unor asemenea mari speranțe de viitor. Rămas bun monotone cunoștințe ale copilăriei mele, de acum înainte sunt sortit Londrei și splendorilor, nu muncii de fierar, în general, nici vouă. M-am îndreptat radios către fort,
unde m-am întins pe jos, ca să chipzuiesc la întrebarea dacă domnișoara Havisham mă pregătea pentru Estela. Și am ațipit. Când m-am deșteptat, am fost foarte surprins să-l descoper pe Joe așezat lângă mine fumându-și pipa. Mă salută cu un zâmbet vesel când deschisei ochii și îmi zise: fiind ultima oară, Pip, m-am gândit să vin după tine. Iar eu sunt foarte bucuros că ai venit. Mulțumesc, Pip. Poți să fii sigur, Joe, continua eu, după ce ne strânseră mâinile, că n-am să te uit niciodată. Nu, sigur că nu, Pip, zise Joe cu un glas domol. Sunt sigur de asta. Se înțelege, prietene. Slavă Domnului, nu-i nevoie decât să se închege bine gândul în mintea omului ca să fie sigur de asta. Numai că a luat puțin timp până s-a închegat bine, căci schimbarea asta a picat atât de pe neașteptate. Nu-i așa? Nu știu cum, dar nu eram foarte încântat că Joe era atât de sigur de mine. Mi-ar fi plăcut să-l văd trădându-și emoția sau să-l auzi zicându-mi: asta îți face cinste, Pip, sau ceva de genul ăsta. Așadar, n-am răspuns nimic la prima parte a cuvântării lui Joe, iar la a doua m-am mărginit să spun că vestea picase într-adevăr pe neașteptate, dar că eu îmi dorisem din totdeauna să devin un gentleman și nu odată îmi închipuisem ce aș face dacă aș fi unul. Te-ai gândit tu la asta? Făcu Joe. Nemaipomenit! Ce păcat, Joe, zise eu, că n-ai făcut ceva mai multe progrese când ne-am ținut noi lecțiile aici, nu-i așa? Păi, nu-mi dau seama, răspunse Joe, sunt îngrozitor de greu de cap. Mă pricep bine doar la meseria mea. Dintotdeauna a fost mare păcat că am fost așa de greu de cap, dar nu e mai păcat acum decât a fost, să zicem, acum un an, mă înțelegi? Ceea ce voisem să spun era că în momentul în care aveam să devin stăpân pe averea mea, aș fi putut să fac ceva pentru Joe și ar fi fost mult mai plăcut dacă el ar fi fost mai bine pregătit pentru a crește în rang. Însă Joe se arăta atât de departe de a-mi bănui gândul, încât mi-am spus că mai bine voi vorbi cu Biddy despre acest lucru. Așadar, după ce ne-am întors acasă și ne-am luat ceaiul, am invitat-o pe Biddy la plimbare prin micuța noastră grădină din lungul drumului și, după ce am luat-o pe departe ca să-i dau curaj, declarându-i că n-am să uit niciodată, i-am zis că voiam să-i cer o favoare. Și anume, Biddy, să nu pierzi niciun prilej de a-l ajuta puțin pe Joe. Cum anume să-l ajut? Întrebă Biddy cu o privire severă. Păi, Joe este un om foarte cum se cade, de fapt, cred că este cel mai cum se cade om din câți au fost vreodată pe lume, dar este destul de înapoiat în unele privințe, de pildă Biddy, la învățătură și la purtări. Cu toate că mă uitam la Biddy în timp ce vorbeam și cu toate că făcuse ochii mari ascultându-mă, nu-și întoarse privirile spre mine. Oh, purtările sale? Adică purtările sale nu sunt potrivite? Întrebă Biddy, smulgând o frunză de coacăză. Draga mea, Biddy, sunt foarte potrivite aici. Oh, sunt foarte potrivite aici? Mă întrerupse Biddy, privind îndeaproape frunza din palma sa. Ascultă-mă bine, dacă aș vrea să-l mut pe Joe într-o societate mai înaltă, după cum sper să-l pot muta când voi intra în posesia averii mele, cu greu va fi apreciat cum se cuvine. Și tu crezi că el nu știe lucrul ăsta? Întrebă Biddy. Întrebarea fu atât de supărătoare, pentru că mie nu-mi trecuse nicio clipă prin cap, încât am izbucnit rățoindu-mă. Biddy, ce vrei să spui? Biddy strivi frunza, frecând-o între palme și de atunci mirosul tufelor de coacăze negre întotdeauna mi-aduce aminte de seara aceea din grădinița de la marginea drumului și îmi zise: nu te-ai gândit niciodată că poate are mândria lui?
Mândrie, repeta eu cu dispreț răspicat. Oh, există multe feluri de mândrie, zise Bidi, uitându-se drept în ochii mei și clătinând din cap. Nu toate mândriile sunt de același fel. Hai zi, de ce te-ai oprit? Întreba eu. Nu sunt toate de același fel, reluă Bidi. Poate că Joe este prea mândru ca să îngăduie cuiva să-l scoată dintr-un mediu în care știe să facă față și unde se arată la înălțime și demn de respect. Ca să-ți spun sincer, eu cred că așa este el, deși poate că ți se va părea că nu se cuvine să-ți spun asta, căci tu trebuie să-l cunoști cu mult mai bine decât mine. Uite ce e, Bidi, zise eu, îmi pare rău să descopăr asta la tine, dar nu mă așteptam să fie astfel. Ești invidioasă, Bidi, și ranchiunoasă. Ești nemulțumită din pricina norocului meu și nu te poți abține să nu mi-o arăți. Dacă așa te îndeamnă pe tine inima să gândești, răspunse Bidi, atunci spun eu, pentru asta iar și iar sunt aici, țină tot așa, dacă astfel te îndeamnă pe tine inima să gândești. La tine, Bidi, zise eu pe un ton superior de cunoscător, dacă astfel te îndeamnă pe tine inima să fii, înseamnă nu da vina pe mine. Îmi pare foarte rău să descoper asta și să știi că este o latură urâtă a firii omenești. Voiam să te rog să folosești fie și cel mai mic prilej ce ți s-a rivit după plecarea mea pentru a-l ajuta pe Joe să facă progrese. Dar după toate acestea nu te mai rog nimic. Îmi pare nespus de rău să văd această trăsătură la tine, Bidi, repeta eu. Este o latură urâtă a firii omenești. Fie că mă cerți, fie că ești de părerea mea, răspunse sărmana Bidi, poți oricum să te bizui pe mine, că voi încerca să fac aici tot ce-mi va sta în puteri. Și indiferent cu ce părere despre mine ai să rămâi, tot nu o să schimbe ceva felul în care o să mă gândesc la tine. Totuși, un gentleman n-ar trebui să fie nedrept, zise Bidi, întorcând capul. I-am spus din nou, cu înflăcărare, că îmi arătase o latură urâtă a firii omenești, lucru de care, lăsând la o parte persoana pe care o acuzam în clipa aceea, am avut mai târziu prilejul să mă conving și m-am îndepărtat de Bidi cu vreo câțiva pași pe potecuță, iar Bidi a intrat în casă. Am ieșit pe poarta grădinii și m-am plimbat trist și fără țintă până la ora mesei de seară, din nou simțindu-mă foarte mâhnit și ciudat, pentru că și această a doua noapte a vieții mele strălucitoare era la fel de singuratică și lipsită de bucurii ca și cea din tâi. Dar încă o dată dimineața îmi lumină perspectivele și îmi revărsai cu mărinimie iertare asupra lui Bidi, îngropând pricina de nemulțumire dintre noi. Îmbrăcând cele mai bune haine pe care le aveam, m-am dus în oraș la prima oră la care puteam nădăjdui că voi găsi prăvăliile deschise și m-am înfățișat domnului Treb, croitorul, care tocmai își lua gustarea de dimineață în odaia din spatele prăvăliei sale și care nu găsi de cuvință să și-o întrerupă ca să mă întâmpine, ci mă chemă pe mine la el. Ei, zise domnul Treb, în loc de salutare, băiete, îmi pare bine că te văd, dar pe același ton, ce mai faci și cu ce-ți pot fi de folos? Domnul Treb își tăiase cornul cald în lung în trei felii pe care le unse cu unt și le potrivi la loc. Era un burlac bătrân și înfloritor, iar fereastra odăii sale se deschidea către o înfloritoare grădină livadă. Înăuntrul odăii se mai afla și un seif înfloritor țidit în perete, într-o parte a căminului, și nu mă îndoiam că agonisalea prosperității sale era pusă acolo la păstrare în săculeți. Domnule Treb, zise eu, nu face plăcere să te anunț, fiindcă sună laudă de sine, dar am pus mâna pe o avere frumușică. Se petrecu de îndată o schimbare în întreaga persoană a domnului Treb. Uită feliile un secund, se ridică de pe
marginea patului și își șterse degetele cu fața de masă, exclamând: Doamne, iartă-mă! Voi pleca la custodele meu din Londra, zise eu, scoțând cu nepăsare calculată câteva guinee din buzunar și uitându-mă la ele. De aceea vreau un rând de haine elegante ca să am cu ce mă îmbrăca la plecare. Aș vrea să-l plătesc cu bani pe șin, adăuga eu, ca să nu creadă că doar îi le comandam. Dragul meu domn, zise domnul Trabb, înclinându-se plin de respect, deschizându-și brațele și luându-și libertatea de a-mi atinge coatele, nu-mi pomeniți de acest lucru dacă nu vreți să mă jigniți. Pot îndrăzni să vă felicit. Îmi veți face onoarea să intrați în prăvălie. Băiatul de prăvălie al domnului Trabb era cel mai obraznic din întreg ținutul. Când intrase, mătura prin prăvălie și își făcuse munca mai plăcută trecând cu mătura peste picioarele mele. Încă mai mătura când m-am întors în prăvălie împreună cu domnul Trabb, lovind cu mătura toate colțurile și obstacolele posibile, ca să dea de înțeles, am dedus eu, că se simțea egal cu oricare fierar, viu sau mort. Termină cu zgomotul ăsta, zise domnul Trabb, cu cea mai mare asprime, adminte te lovesc eu în cap până ți-l sparg. Faceți-mi cinstea să luați loc, domnule. Acesta, a început domnul Trabb, trăgând de pe raft un sul de stofă și desfășurându-l în văluri peste tejdea, ca să-și poată vâră apoi mâna sub material și să-mi arate luciul, acesta este un articol foarte drăguț. Vi l-aș recomanda pentru ceea ce vă trebuie dumneavoastră, domnule, pentru că este într-adevăr prima întâi. Dar trebuie să mai vedeți și altele. Dăm numărul 4, tu, ăsta, îi porunci el băiatului cu o privire teribil de severă, prevăzând pericolul ca pușlamaua să mă lovească în trecere cu numărul 4 sau să-și îngăduie vreun alt semn de familiaritate. Domnul Trabb nu-l scăpă din ochi, țintuindu-l neînduplecat până ce ucenicul așeză sulul cu numărul 4 pe tejghea și se trase înapoi la o distanță sigură. După aceea îi porunci să-i aducă numărul 5, apoi numărul 8. Și scutește-mă de măscările tale pe aici, zise domnul Trabb, sau o să te căiești câte zile ai avea, ticălos mic. Domnul Trabb se apleca apoi deasupra numărului 4 și cu un aer de confidențialitate politicoasă mi-l recomandă ca pe o stofă ușoară potrivită pentru vară, o stofă foarte la modă printre nobilii de la oraș și din provincie, o stofă cu care va considera întotdeauna o cinste pentru el să știe că îl poate servi pe un distins concetățean de al său, dacă era îngăduit să mă numească pe mine concetățeanul său. Aduci odată numerele 5 și 8, derbedeule, zise domnul Trabb către băiat, adăugând, sau te zvârlu din prăvălie cu un picior în dos și mi le aduc eu singur. Am ales materialele pentru un costum cu ajutorul sfaturilor domnului Trabb și m-am întors în salonașul din spatele prăvăliei ca să mi se ia măsurile. Căci, deși domnul Trabb avea deja măsurile mele și fusesem chiar mulțumit de cum îmi făcuse hainele până acum, el îmi spuse drept scuză că nu se mai potrivesc în împrejurările de față, domnule, nu se mai potrivesc nicicum. Astfel, domnul Trabb mă măsură și mă calculă în salonaș de parcă aș fi fost vreo moșie, iar el, cel mai ager exemplar de administrator, și se sili să-și bată capul atât de tare încât simțeam că niciun costum de haine din lume n-ar fi fost cu putință să-i răsplătească strădaniile. Când în cele din urmă sfârșit treaba și stabilirăm să trimită hainele acasă la domnul Pumblechook, marți seara, îmi zise cu mâna pe clanța ușii salonașului: Știu, domnule, că nu li se poate cere în general gentlemanilor londonezi să sprijine activitatea locală, dar dacă mi-ați mai călca pragul când și când, în calitate de concetățean, v-aș fi profund recunoscător.
Vă doresc o dimineață bună, domnule! Vă sunt îndatorat! Ușa! Ultimul cuvânt îi fusese aruncat ucenicului, care nu avea nici cea mai mică idee despre ce ar putea să însemne și asta.